tu îmi spui ceva și eu nu am încredere în tine. Eu am credință, eu cred. Și dacă nu cred, te defai. Deci credința este o puternică încredințare în promisiunile Lui. Aleluia! Hai. Cum cuvântul zice așa, cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arate prin purtarea Lui bună faptele blândețe făcute în neprihănire sau în credință? Dacă credem că suntem credincioși, trebuie să dovedim. Amin. Dacă ar fi în mintea noastră, după versetele aici, pismă, cuvinte care nici nu ar trebui să fie pomenite. Să nu vorbim de credință, de când este vorba de vreo faptă de asta în viața noastră. Mulțumesc, frate.